Salutare, prieten bun! Azi ne uităm la frâna de mână care nu ține la un BMW X3 E83 modelul ăsta 18D. Ok, ăsta e bordul la E83. E un bord destul de clasic. Are acolo și un ecran video pentru navigație. Are cutie cu 6 viteze. Dar în rest... E o mașină manuală, destul de simplă. Toate ajustările aici sunt mecanice, nu are electrică deloc. După cum vedeți, acolo are ambreiaj, frână și accelerație manuală. Toate controlele la farul sunt la fel ca la F25. Deci e o mașină destul de simplă, dar merge foarte, foarte bine. Ok, ăsta este BMW X3 E83 și are frână de mână manuală. Deci tragi de el manual. Acum am reglat-o, dar înainte să o reglez vinea foarte sus și nici nu prindea. Deci vinea până pe aici așa de sus și nu puteam să las BMW-ul în pantă nicăieri că merge înapoi. Tot așa, dacă mergi la ITP-ul, probabil nu o să treci ITP-ul dacă ai problema asta și nu prinde frâna de mână. Ok, hai să ne uităm puțin la F25, la următorul model, să vedem cum e acolo. Ok, ăsta e bordul la F25, e puțin modernizat față de 83, are acolo un ecran mare pentru video, toate aici controle digitale, deci e puțin mai frumos ca și E83-ul, dar până la urmă e făcut pe același calapod, practic volanul e aproape identic. Aici avem scaune de piele, frumos, cred că e de aia sintetică. Așa. Și avem reglaje manuale, nu sunt reglaje electrice. Dar modelul ăsta e ok, nu e așa complicat ca alea care are mult mai mult electronică. Ăsta e frâna de mână la un BMW X3 F25, după cum vedeți are frâna de mână electrică. Deci nu mai are cablu care merg de aici până în spate ca la E83 și acolo la etrier e cât un motoraș electric la fiecare etrier care va strânge plăcuțele pe disc. Dacă parcați BMW-ul pentru multe vreme, nu se recomandă să activați frâna de mână asta electrică pentru că poate rămâne blocat acolo pe disc, se înțepenește și o să aveți probleme data viitoare. Deci cel mai bine îl lași off și îl pui aici în parking și nu ai nicio problemă că doar o lași în garaj pe locul drept. Înainte am avut montate pe el niște cauciucuri off-road foarte mari, abia încăpeau aici, dar și normal că nu corespundea cu ce scrie în talon și dacă mă prindea era problema, așa că le-am schimbat. Oricum trebuie să fac ITP-ul și nu trecea ITP-ul cauciucurile alea. Da, la cele mai multe BMW-uri cam după anul ăsta, 2006, 7, 8, la 2010, toate la fel, au frâna de mână pe saboți. Aici înăuntru, în discul ăsta, mai este și niște saboți care e acolo frâna de mână. Hai să vedem cum facem. Ăsta e tamburul din spate, stânga spate, și zice că ai putea să bagi o șurubență pe aici pentru o gaură din asta, o învârț acolo cam la mijloc unde trebuie și pe acolo ai avea acces să reglezi, are acolo rozetă. Ai avea acces să reglezi frâna de mână. Eu am făcut treaba asta acum vreo 2 ani de zile, dar acum vreau să dau totul jos ca să inspectez saboții. Saboții nu scump, la vreo 130 de lei setul întreg. Primul lucru ce faci, avem aici un șurub cu un imbus de 8, îl dăm afară ăla, după aia va trebui să dăm afară etrierul. Pentru etrier avem aici pe spate două șuruburi cu cap de 15 care ține etrierul. Îl desfacem ăla și pe urmă dăm etrierul jos și va grijă să nu întindem furtunul de la frână. O să legăm etrierul de aici sus de telescop. Ok, am desfăcut cele două șuruburi cu cap de 15 care ține etrierul de fuzetă. Și acum vom lovi ușor în discul ăsta și ar trebui să iasă afară, că el acum nu m-a presat aici, dai seama că e ruginit de ani de zile. Nu știu dacă a mai fost dat afară. Îl dăm afară și pe urmă vă arătăm ce vedem înăuntru.
Ok, și după ce l-am convins cu ciocanul ăsta de jumătate de kilă, l-am lovit aici și roteam și loveam, roteam și loveam, așa că ești afară. Deci acum hai să-l dăm afară să ne uităm cum arată saboții. Ok, după cum se vede, saboții sunt încă în condiție foarte bună, că și de fapt a trebuit să fie condiție bună, numai dacă mergi cu frână de mână trasă, dar lăsa dacă mergi cu frână trasă, face țiuie acolo înăuntru de unde vezi, deci n-ai cum să mergi cu frână trasă. Deci acolo are rozeta aia, rozeta aia trebuie să rotești într-o anumită direcție, nu știu, în sus sau în jos, vedem noi imediat, ca să extinzi, ca să împingi saboții mai în afară, să strângă pe tambur. Ok, am pus discul de frână la loc. Voi ajusta frâna pe aici, prin gaura asta. O pui o gaură de la prezon exact în mijloc să se alinieze cu mijlocul etierului. Și atunci înăuntru ai să vezi un arc și o rozetă. În partea stângă, din interior spre exterior. Deci asta e chiar invers. Și acum învârți de ea până când vezi că puțin începe să frece, dar foarte puțin. Foarte puțin freacă. Ok, domnilor, deci am pus și etrelul sus, l-am strâns. Ai nevoie de o cheie inelară de 16 și un imbus de 6. Imbusul de 6 pentru șurubul ăsta, iar cheia de 16 se desface etrierul. Le-am strâns pe toate. Acum o să-i punem roata sus, cheia de 17, sunt la 140 și vom putea merge pe partea altă. Ok, ați văzut că în partea stângă m-am uitat, am verificat saboții, totul e brici, discul e brici, nicio problemă. Așa că acum nu mai desfac afară discul ăsta, pentru că voi ajusta frâna pe aici prin gaura asta. O pui o gaură de la prezon exact în mijloc să se alinieze cu mijlocul etierului. Și atunci înăuntru ai să vezi un arc și o rozetă. O rozetă pe care în partea asta trebuie să o învârți, pui șurubența de sus și o învârți în jos. Deci pe partea dreaptă rozeta se va mișca din exterior spre interior. În partea stângă, din interior spre exterior. Deci asta e chiar invers. Ok? Deci partea dreaptă, din exterior spre interior. Așa dai cu șurubelnița. În partea stângă, unde am făcut înainte, faci șurubelnița, învârți rozeta din interior spre exterior. Că tu ai acces numai la partea asta a rozetei, partea exterioară. Și acum învârți de ea până când vezi că puțin începe să frece, dar foarte puțin, foarte puțin freacă. Am verificat deja la manea de frână și deja abia merge vreo 3 sau 4 clicks, care e foarte bine. E foarte bine. Acum ce vom face? Vom curăți fața asta cu perea de sârmă să fie absolut curată, nu lăsăm mizeria acolo și pe urmă vom pune roata sus. Mulțumim tare mult că v-ați uitat. Ciao, ciao!